O postare complet neinspirată, publicată de un amic pe Facebook, i-a dus consilierului local liberal Mihai Bogdan Bixi sfârșitul carierei politice în PNL. Deși a fost un militant și un susținător fanatic al fostului PDL din actualul Mare PNL. După apariția fotografiilor revoltătoare în presă, Partidul Național Liberal a transmis un comunicat de presă care anunță excluderea lui Bogdan Bixi din PNL. Partidul Național Liberal se delimitează de comportamentul manifestat de consilierul PNL Mihai Bogdan Bixi, în urma unor fotografii ofensatoare postate pe o rețea de socializare. Conducerea organizației PNL Suceava a propus forurilor statutare excluderea acestuia din Partidul Național Liberal. Propunerea de excludere urmează să fie validată în următoarea ședință a filialei. PNL dezaprobă ferm astfel de comportamente și atitudini, se arată în comunicatul Partidului Național Liberal. Pierderea calității de membru de partid atrage cu sine și pierderea mandatului de consilier local câștigat în urma alegerilor din 5 iunie. În locul său, în viitoarea ședință de Consiliul Local va depune jurământul următorul pe listă, Corneliu Vornicu, un alt fost viceprimar. Fotografiile care i-au adus sfârșitul carierei politice în PNL au fost făcute și publicate pe Facebook de un amic cu care consilierul local petrecea de Sfântul Ilie la Voroneț. Într-una dintre fotografii, Mihai Bogdan Bixi apare evocând simboluri comuniste, secera și ciocanul, simboluri pe care alți politicieni încearcă să le scoată în afara legii. Mai gravă este însă o altă fotografie, una care simulează execuția unei persoane prin metode asemănătoare cu cele ale ISIS. În mod contrar, simbolisticii pe care o au fotografiile de la petrecerea de Sfântul Ilie au stârnit aprecieri și amuzament din partea prietenilor virtuale. După apariția lor în mass media, una dintre fotografii a fost retrasă de pe rețeaua de socializare.